horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei Berbec. O zi minunată pentru a rezolva orice întrebări legate de bani și proprietăți. Intuiția îți spune în mod inconfundabil pe ce poți economisi și unde este mai bine să nu fii zgârcit. Nu sunt excluse unele coincidențe bune care vă vor împinge către gânduri interesante. Încasările mici în numerar sunt probabile. A doua jumătate a zilei este favorabilă pentru comunicarea cu cei dragi, discutarea problemelor de familie, întâlnirea cu prietenii. Va fi ocazia să vă odihniți bine, să vă distrați plăcut în compania oamenilor care vă sunt foarte dragi. Taur. Ziua poate părea destul de obositoare, există mult mai multe de făcut decât de obicei și nu întotdeauna puteți apela la aliați de încredere pentru ajutor. Dar influența tendințelor pozitive este puternică și aveți șansa de a obține succes în chestiuni importante, de a rezolva probleme complexe. Experiența câștigată mai devreme va fi utilă. Fii persistent și nu renunța la planurile tale. Cu siguranță va exista o modalitate de a le pune în aplicare. Oamenii din jurul tău vor fi plăcut surprinși de inventivitatea ta și de aspectul original la multe lucruri care sunt familiare tuturor. Gemeni. Ziua va merge bine dacă nu ții la inimă problemele mici și nu te superi când lucrurile nu merg conform planului. Multe probleme pot fi rezolvate rapid, dar trebuie să rămâi calm și pozitiv. Merită să asculți sfaturile prietenilor. Acest lucru vă va permite să evitați multe greșeli, să nu spuneți și să nu faceți ceea ce ați regreta ulterior. Prima jumătate a zilei este bună pentru a vă desfășura activitățile obișnuite, dar în a doua jumătate va fi posibil să începe ceva complet nou, șansele de succes sunt mari. Rac. Ziua este destul de dificilă, mai ales pentru cei care vor să-și atingă imediat toate obiectivele. Victoriile nu sunt ușoare. Fiți dispus să depuneți efort pentru a obține ceea ce doriți. Unii reprezentanți ai zodiei Rac vor trebui să-și schimbe dramatic comportamentul, să abandoneze obiceiurile stabilite, să ia ceva complet nou. Puteți conta pe sprijinul celor dragi, ei vor fi de partea voastră, vor da sfaturi bune. După amiază este bună pentru a discuta planuri generale pentru viitor. Va fi posibil să găsiți răspunsuri la întrebări care anterior au provocat multe controverse. Leu. Vă este greu să vă concentrați asupra ceea ce are nevoie de atenție. Ai tendința să visezi în loc să acționezi și să te gândești prea mult la detalii. Deși ar putea fi mai util să evaluezi situația în ansamblu, poate fi dificil să faci față emoțiilor care scapă din mâna ta din când în când. Ziua este potrivită pentru creativitate. Apar multe idei bune, inspirația îți vine. Înveți cu ușurință de la ceilalți, adopți instantaneu experiența altcuiva, dacă poate fi utilă. După amiaza promite cadouri și surprize plăcute. Fecioară. Nu este o zi rea. Puteți obține succes, dar acest lucru va necesita organizare, disciplină și seriozitate. Chiar și lucrurile obișnuite pot necesita mult timp și efort, pentru că trebuie să fii atent la lucrurile mărunte, detalii care ulterior se dovedesc a fi nesemnificative. Influența tendințelor pozitive crește în timp, iar după amiaza se dovedește a avea mai mult succes decât prima. Ar trebui să fii atent cu banii, aici ești predispus la frivolitate, îi poți cheltui pe fleacuri. Rudele și alte persoane apropiate te oferă adesea sfaturi bune, care va fi util să le ascultați. Balanță. Aceasta este o zi plină de satisfacții. Ești capabil să faci față multor sarcini, inclusiv a celor care anterior păreau prea dificile. Experiența anterioară ajută adesea. Datorită ei găsești cea mai scurtă și mai ușoară cale către obiectiv. Nu ceda provocărilor. Intuiția îți spune în mod inconfundabil în cine să ai încredere. Acest lucru se aplică atât relațiilor de afaceri cât și celor personale. Reușești să impresionezi pe mulți, să faci pe plac oamenilor care sunt de obicei foarte pretențioși față de ceilalți și observă neajunsurile altora. Scorpion. Rezistența și duritatea vă vor ajuta să depășiți orice obstacol. Dragostea de viață și optimismul nu te vor părăsi nici în cele mai dificile momente. Nimeni nu îți va strica starea de spirit, nimic nu te va face să te dezici de calea aleasă. Veți avea succes în multe dacă nu renunțați la cele începute la jumătatea drumului, atunci când vă plictisiți. Vă puteți ocupa de treburile casnice, puteți cumpăra lucruri utile, de exemplu mobilier și electrocasnice. Seara aduce vești bune pentru cineva apropiat. Săgetător. Ziua este potrivită pentru orice afacere utilă.
ești serios și responsabil, ai tendința să te gândești la fiecare pas, să acționezi cu extremă prudență. În plus, ești norocos, reușești să fii în locul potrivit la momentul potrivit. Acest lucru te ajută să obții rapid succesul, informațiile necesare ajung la timp și puteți avea încredere în sfaturile intuiției. Luați deciziile corecte și le implementați rapid. Norocul însoțește întreprinderile îndrăznețe. Este posibil ca astăzi să realizați ceea ce ați conceput de mult timp. Prietenii vechi și noi vor ajuta la acest lucru. Capricorn. O zi aglomerată, interesantă și agitată. Încercați să nu vă faceți griji cu privire la lucrurile mici. Acolo unde este vorba de lucruri cu adevărat importante, influența tendințelor pozitive va prevala. Apar aliați neașteptați. Este posibil ca o persoană care te-a împiedicat să obții succes de mult timp să-și schimbe poziția astăzi și să înceapă să te sprijine. Sunt probabile veștile bune despre cineva apropiat. Sunt posibile și evenimente plăcute în familie, precum și schimbări vizibile în bine în relațiile cu o persoană care îți este în mod special dragă. Vărsător. Apar treburi și sarcini noi, dar veți face față perfect la tot. Ceva se primește de la sine, în rest trebuie să muncești din greu, dar în orice caz rămâi câștigător. O zi potrivită pentru rezolvarea problemelor imobiliare și financiare. Ești atent și precaut, nu te lași ispitelor, nu comiți acțiuni negândite. Toate acestea nu numai că vă permit să atingeți rapid obiectivul, ci le face și o impresie favorabilă pentru alții. Mulți vor dori să te cunoască mai bine. Pești. Zi fructuoasă. Va exista o oportunitate nu numai de a-ți realiza propriile planuri, ci și de a-i ajuta pe ceilalți. Este posibil să aveți noi aliați, asistenți și chiar prieteni adevărați. Ideile care au apărut astăzi vor fi cel mai probabil implementate ulterior. Aici este important să nu vă grăbiți, să așteptați o coincidență favorabilă a circumstanțelor. Puteți prelua lucruri neobișnuite care necesită imaginație și creativitate. Experimentați! Faceți o treabă excelentă de a rezolva probleme non-standard. Veți lua deciziile corecte în orice situație ambiguă. Horoscop zilnic.